Bună ziua și la mulți ani pe anul 2021. Astăzi să facem o musculiță foarte căutată în perioada asta. Să facem o musculiță pentru caras în mare parte. Merge foarte bine și la roșioară. Este o musculiță pe care o solicită băieții din zona Vâlcea, Drăgășani, pescuiesc pe Olt, pe baraje și dau la caras. O să folosim un cârlig F22 de la gama Katsu. Sunt niște cârlige extraordinare, eu le folosesc și la scrumbie. E o idee cam mare, este numărul 6, dar chiar se potrivește. Deci avem cârligul. Punem ața de montaj. E o muscă simplă, de fapt foarte simplă și eficientă. Ți-e un ful gros. Ceva de genul. Se vede așa o fel de larvă, dar nu o să o fac pe roșu. O să o fac pe frezul ăsta, așa, rozul ăsta. Hai, mai pun un pic de puf, chiar dacă e un pic cam mult. Sper să nu se sperie carasul. Cârligele astea sunt și foarte subțirele, mă refer când le folosesc la scrumbie. Este un cârlig preferat de pescarii de ten, de cât am înțeles, dar eu o folosesc foarte bine la musculițe de scrumbie, mai ales că are forma asta de... să zic așa, de larvă, o chestie, are curbura asta specifică. Așa, o să-i pun inițial Crystal Flash. Pe laterale o să-i adaug nițel o bandă din această de curcubeu, fac niște bandouri laterale așa pe ea. Nu eram foarte atras de folosirea acestui benzi reflectorizante, doar că așa mi-au solicitat băieții să fie ceva mai deosebit, să ia ochii, mai ales că pescuiesc la adâncime destul de mare și trebuie să fie ceva care să iasă în evidență. Și musculița este aproape gata, mai am să-i fac corpul. Am un fir din care o să-i fac corpul. L-am prins aici. Și acum încep să-i fac corpul musculiței. Foarte simplu și, spun eu, eficient.
N-ar avea rost să pun alte materiale aici pentru că aș culca firele astea de păr și n-are rost să pun curcubeu sau alte chestii aici. Pun un nod final, mai fac o dată așa. Chiar dacă eu întotdeauna și lipesc musculițele, niciodată nu le predau nelipite. Indiferent de câte ori aș face nodul final. Cam aceasta este musculița. Așa arată ea. Este foarte frumoasă și în momentul când se udă. Are o acțiune așa pulsatorie, aș putea spune. Pe mai ales curbura asta îi dă o altă alură așa de larvă. Cam aceasta este musculița. Încă o dată la mulți ani. Și o să revin cu noi videoclipuri, poate ieșim și la pescuit cu musculițe pe undeva, doar că este destul de dificil pentru că a venit și la noi iarna în sfârșit. Plouă, ninge, lapoviță, cam greu de ieșit undeva, apă de tulburi umflate, greu de ieșit. Da. Mulțumesc, să aveți o zi frumoasă!